Unul dintre cele mai mari evenimente muzicale găzduite de Craiova a luat sfârșit la finalul săptămânii trecute. Este vorba despre stagiunea Europa, care a început în luna octombrie anului trecut și s-a derulat pe parcursul a 28 de săptămâni. Organizatorii spun că a fost un mare succes, opinie împărtășită și de publicul craiovean, care a venit în număr mare la fiecare concert. A fost o stagiune cu adevărat unică. Și unică în ce sens? Atât prin program, prin ceea ce ne-am propus, cât și prin faptul că această stagiune a avut ca și conținut nu numai concerte, ci și întâlniri, simpozioane, proiecții, tot felul de alte manifestări. Da? Întâlnirile cu studenții, care eu zic au fost foarte importante și în care am descoperit cel puțin 2-3 cazuri pe oameni pe care îi vom mai invita, sunt tineri de mare valoare, da? Pe care i-am descoperit în aceste întâlniri care au avut loc marțea la Muzeul de Artă. De asemenea, această stagiune ne-a deschis foarte mult către lumea întreagă, da? Deci toate concertele au putut fi urmărite. Deja multă lume a aflat de noi și asta vă spun din telefoanele, mail-urile și reacțiile pe care le-am primit. Deja lumea ne întreabă ce plănuim, ce vrem să mai facem mai departe, cum vom gândi ceea ce urmează, pentru că au văzut că această stagiune n-a fost o întâmplare. Da? Lumea inițial nu a crezut că este atât de complexă, dar la finalul ei sunt convins că atât spectatorii cât și invitații, muzicologii, cei care ne-au urmărit și-au dat seama cu adevărat că această stagiune nu este întâmplătoare. Ea a fost rodul unei gândiri, a unei programări, a unei activități dusă până la extrem, să spunem așa, și care, spre bucuria noastră, credem că a reușit. Munca celor din orchestră și din corul filarmonicii Oltenia a fost una titanică. Muzicienii craioveni trebuind să lucreze în fiecare săptămână cu alte partituri și cu dirijori străini. Am avut muzicieni nativi din fiecare dintre cele 28 de țări. Aceștia ne-au adus în fiecare vineri muzica lor, atât a compozitorilor contemporani cât și clasici. Astfel am reușit să avem un procent foarte mare de noi audiții, de prime audiții, atât la nivelul instituției noastre, cât și la nivel național. De asemenea, alături de noi au fost ambasadele țărilor respective, multe dintre ele fiind prezente chiar pe scena noastră prin ambasadorilor sau reprezentanții ambasadelor lor. Studenți din conservatoare importante din fiecare țară au venit în fiecare marți la Muzeul de Artă și au încântat publicul de acolo, ne-au povestit despre felul în care se studiază muzica în țările lor, iar ziua de luni a fost dedicată orchestrelor sau societăților muzicale importante din fiecare țară. Proiectele filarmonicii nu se opresc însă la stagiunea Europa. Instituția de cultură craioveană se poate lăuda cu un nou dirijor, italianul Gianluigi Zampieri. E quando ero stato invitato da Cristian Mandeal a dirigere la Filarmonica Enescu. Primul meu contact cu România a fost acum 15 ani, atunci când maestrul Cristian Mandeal m-a invitat să dirigez la Filarmonica Enescu. Atunci au început legăturile mele muzicale cu România. Apoi am venit la Craiova, unde am făcut câteva programe muzicale cu Filarmonica Oltenia, cu soliști importanți și instrumentiști profesioniști. Din această seară a început și stagiunea estivală a Filarmonicii Oltenia, iar din toamnă echipa instituției pregătește un alt eveniment major, stagiunea prieteniei.